Într-un decor tricolor, cu articole și costume tradiționale, concurenți din comunale Rești și din împrejurime au sosit cu coșuri pline de covrigi cu ou proaspeți și aromați pentru a participa la festivalul care s-a desfășurat în incinta Căminului Cultural. Iată-ne la cea de-a 13-a ediție a Festivalului Covrigului cu Ou. Covrigul cu ou, care este specific zonei noastre de Mușcel și care, datorită acestei asociații, iată că am ajuns la cea de-a 13-a ediție după 2 ani de întrerupere nedorită de noi toți. Am depășit cu bine această perioadă. Ne aflăm la Lărești, în Căminul Cultural. Aici, în Cămin, are loc concursul, expoziția și concursul covrigilor cu ou. Pe cele trei secțiuni, speranțe, tinere speranțe, copii, persoane fizice și societăți comerciale, persoane juridice. Așa, după cum cunoașteți, începem această a 13-a ediție a Festivalului Covrigilor cu Ou, care festival a fost o ambiție a conducerii Asociației Alunelu, a cărei președinte sunt, și de a promova zona turistică Lărești. Acest festival se face în fiecare an de Rusalii pentru a ține la curent nu numai populația Mușelului de Nord, ci a reprezenta zona pe plan național, cât și pe plan mondial, ca un brand al Mușelului de Nord. Acești covrigi sunt unicați în țară, se fac pentru a reprezenta o tradiție care de ani de zile ei sunt fabricați pentru a îmbunătăți acele tradiții și a continua tradiția de Paște a Mușelului de Nord. Rețetele nu sunt un secret, sunt transmise din generație în generație, însă reușita unui preparat ideal este respectarea cu sfințenie a cantităților care îl compun. Trebuie neapărat gramajul, trebuie neapărat atâta cât scrie în rețetă, știți? Că altfel nu ies. Sunt foarte gustos, sunt buni, trebuie să fie aromați și lăsați după o zi pe alta, așa îi las eu, adică. De unde ați învățat să faceți cu? De la mama mea, bunica, bineînțeles, cu ea făceam și până la urmă am lăsat o perioadă mai lungă care n-am făcut, dar din nou am început să lucrez. Să aibă un aspect comercial, dar în primul rând trebuie să fie foarte bun la gust, să fie aromat, să fie proaspăt și să, atunci când este savurat, să lase un gust plăcut în gură ca să rămână cu o persistență de cel puțin 30-40 de minute. Membrii juriului au degustat fiecare covrig din concurs și la final au decis câștigătorii. La secțiunea Coscovinei au participat doamnele Alina Fianu, Mareș Magda și Oancea Elena, premiul 1, Alina Fianu, premiul 2, doamna Oancea Elena, premiul 3, reprezentare, doamna Mareș Magda. La tinere speranțe, locul 1, Fulcoiu Alexa, locul 2, Marina Alexandra, locul 3, Popa Maria. Secțiunea Societăți. Au participat Maria Șofată, Alex Andreoș, Maria Medir. Locurile au fost Maria Șofată, locul 1, Alex Teo, locul 2, iar Maria Medir a ocupat locul 3. Mulțumim de participare! Câștigătorii au primit diplome și premii în bani oferite de primărie și Consiliul Local Lărești.